Bună dimineața, dragilor! Sunt la Uranopolis, e portul de plecare înspre Sfântul Munte. O să mergem să ne punem vizele pentru Sfântul Munte la un ghișeu special de vize. Vizele astea, practic, sunt un control al pelerinilor care intră în Sfântul Munte, pentru că locurile la chiliile din mănăstiri sunt limitate și atunci se permite intrarea unui număr limitat de pelerini și ca să poți obții o viză de asta, trebuie să dai un mail sau un fax la o mănăstire și ei să, în funcție de numere de locuri, să trimite la ghișeul de vize aprobarea de intrare în Sfântul Munte. E puțin înorat, sunt puțin îngrijorat pentru că mâine avem programat să urcăm pe vârful Aton, dar să sperăm că până mâine, după cum am uitat pe vreme, vremea se va îndrepta și vom putea urca în condiții bune sau măcar vom încerca să urcăm. Pentru că e un traseu destul de dificil, mediu spre greu și trebuie să urcăm până la 2033 de metri. Am venit aseară de la București, a fost un zbor destul de scurt, de o oră jumate, cu Daromul până la Salonic și de acolo aveam rezervat un microbus care ne-a luat pe toți, suntem 14 inși în grup și o parte vom urca pe vârful Aton și restul care nu urcă vor vizita mănăstiri și ceea ce vom face și noi în cursul zilei de astăzi, pentru că la 8.45 avem feribotul de care va pleca spre Sfântul Munte și vom face 40 de minute, după care ne va aștepta un microbus mai mare ca să încăpem toți, că suntem 14 inși și vom merge din mănăstire în mănăstire, cum am făcut și data trecută sau și alte dăți când am mai fost. Uranopolisul este și o stațiune, să zic așa, un port la malul mării. După cum vedeți, Amarea în spate și sunt o grămadă de plaje și lumea vine aici și vara pentru vacanță cu copiii. Nu e neapărat doar un port de plecare spre Sfântul Munte. Mai sunt variante de mers spre Sfântul Munte, doar în condiții extreme, când sunt valuri foarte, foarte mari. Vedeți în față drumul ăsta și pe aici se merge. E un drum destul de rău, am mers odată când erau valuri și am făcut vreo 3 ore pe drumuri de țară și neasfaltate, dar e de obicei închis ca să se poate controla pelerinii și se merge exclusiv cu barca, doar în condiții extreme când sunt valuri foarte mari și nu rămâne lumea pe Sfântul Munte. O să merg acum la ghișeul de vize să luăm viza și să ne pregătim, pentru că în curând va pleca feribotul. Suntem la ghișeul de obținerea vizei pentru intrarea în Sfântul Munte. E destul de aglomerat, data trecută în iulie când am fost, nu era decât câteva persoane. Se face testul antigen și cu buletinul în mână și cu testul se intră la ghișeu, acolo unde se primește viza de intrare în Sfântul Munte. Sunt pelerini din Serbia, din Bulgaria, din România, cei mai mulți. Aici e coada pentru antigen. Imediat vă arăt și cum arată permisul de intrare sau viza. Asta este viza de intrare în Sfântul Munte. Și o să mergem la 8:30 să ne îmbarcăm în feribotul cu care vom ajunge în Sfântul Munte. Tot ce vedeți aici sunt pensiuni, pentru că Uranopolis este și un oraș și port și un oraș la malul mării și foarte multă lume vine vara și se cazează aici pentru plaje, mare și soare, dar în același timp pensiunile în extra sezon sunt folosite ca și cazare pentru pelerinii care merg în Sfântul Munte. De obicei și cei care vin cu mașina din România ajung seara și atunci feribotul e de-abia dimineața și dorm o noapte aici. Prețurile sunt rezonabile, pe rândul 2 sau mai în spate, la 2-3 stele, așa e cam 10 euro. Aici
pe rândul întâi și la condiții mai de 3-4 stele, o cameră e 40 de euro, deci cam 20 de euro de persoană. Azi e puțin înnorat, să sperăm că mâine când vom escalada tot nu se îndreaptă vremea și că va fi ok. Lumina e cam îngrijorătoare așa de furtună, dar cu ajutorul Dumnezeu ne vom urca mâine sau vom încerca măcar să urcăm pe Sfântul Munte. Ne îmbarcăm acum pe feribotul ăsta. Ni se controlează viza de intrare în Muntele Athos, testul antigen care s-a făcut aici la intrare și biletul. A feribotului la mănăstirea Zografu. O să lase câțiva pelerini aici, după care o să ne continuăm drumul mai departe.
suntem la mănăstirea Dochiariu. Mai avem, asta e ultima oprire înainte de a coborâ și noi la mănăstirea Xenofont. Sunt doi îngeri acolo pe stâlp. Ce spuneai, Radu, de îngeri? Eram scufundat și după aia nu mai amintesc nimic, ca doar că i-am văzut pe și apoi m-am dat și cu voi biserica de zi. Și călugării au ajuns la concluzia că era o minune făcută de Sfinții Arhanghel Miguel și Gabriel și de atunci a rămas în istoria mănăstirii evenimentul ăsta și se pare că acest copilaj până a devenit și el călugăr la mănăstirea Dochiariu din recunoștință pentru Sfinții Arhanghel care i-au salvat viața. Statui de fapt nu prea sunt deloc și aici totuși Sfinții Arhanghelii au câte o statuie pe stâlp aici ca să întâmpine pelerinii direct. La punctul de plecare la mănăstirea Xenofont, suntem în portul Arsanao, mănăstire, așa se zice la portul care deservește o mănăstire, se numește Arsana. Am coborât acum de pe feribot, feribotul mergem în continuare, merge spre portul Dafne, care e portul central al muntelui Athos. O să ne îndreptăm spre cele două microbuze care ne așteaptă. Tiger. Ce frumoasă e și îngrijită. Îngrijită, așa. Și mai slabă ca de Tiger. Ce faci, te? Că bă, cine i-a dus? El m-a sorit. I-am urmărit lacul, i-am urmărit casa, i-am urmărit tătul. Te pup, a făcut acasă și dau o sparge din gata. Păi, Radu, nu știu. Bun, hai să vă dați un microbuz. Sunt 13 locuri. Eu v-am pus pe grup despre mănăstirea Xenofont, dacă ați apucat să vă... Da, chiar cel mai simplu, pun la grup și toată lumea. Da, exact. Eu am pus cumva. Portocale. De câte ori am fost aici la mănăstirea... Nu cred că e lime, cred că sunt portocale. De câte ori am fost la mănăstirea Xenofont, totdeauna erau portocale, indiferent de anotimp în pomul ăla foarte... Ce frumoase... Acolo, da.
pe interioară. Să dăm 20. Nu știu cum. Am urcat ceva. Astea sunt titorii mănăstirii. Ce sunt domnitori români, Radu, parcă. Neagoie Basarab. A fost chiar ziua Sfântului Neagoie Basarab. E alaltă, cred că. Sâmbătă. Uite la aici, el a titorit mănăstirea. Da, după ce a fost cucerit Imperiul Bizantin, Constantinopolul a căzut, s-au mai primit ambiții finanțare de la împăratul Bizantin. Atunci voievozii români au compensat lipsa ajutorului bizantin și au ajutat ei mănăstirile de la Atos timp de 400 de ani aproximativ până la Cuza. Prima secularizare de mănăstirile. Așa, dar când are surinat cum vorbim de cafea, ce vedeți acolo? Caraș. Da, Caraș. Sunt Caraș aurii. Da. Dacă era în Italia, era plin de bani. Tot aruncau câte o monedă să-și pună dorințe. A, vine unul acolo. Da, e mama lor. Ăla-i grab coi. Da, și ăla din spate e tot grab coi. Foarte, foarte prost. Adică toate mănăstirile astea mari sunt cam de 1000 de ani, 1050 de ani, cam așa au
Și de aceea schiturile românești sunt mai puțin însemnate și pentru faptul că au apărut, gândiți-vă, avea la 1900 și un pic sau 1860. Că dar cum să fie tradiția la greci și aveau mănăstiri de 1000 de ani și mai avem cu 100 ceva de ani. Ei aveau altă tradiție, altă cultură, mă spun că a întâmplat, de Salonic, de ce one by one, una câte una. E deschisă biserica asta în China, repede, e până în tine. Ce mozaicuri superbe! Am plecat de la mănăstirea Xenofont, mergem la Sfântul Pantelimon, nu? Da, 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 Sfântul Pantelimon sau Răsicon. Suntem pe drum. După sărbători, Sfântul Siluan Atonitul aici, părinte. Da, da. S-a vrut capul Sfântului Siluan aici la... Moaște de capul Sfântului Siluan Atonit. Suntem cu părintele Gamalier, care a avut amabilitatea să ne... Să ne ducă cu mașina, că fiind 14 microbusele de 13 locuri și n-a încăput. Părintele își construiește o chilie la... Reconstruiește. A fost înainte o chilie acolo, părinte? Da, sigur. Reconstrucție. Și faceți reconstrucție. Da. Și aparține de Schitulacul, nu? Da, care Schitulacul la rândul lui aparține de Sfântul Pavel, de mănăstirea Sfântul Pavel. În ce stadiu sunteți cu construcția, părinte? Cum acolo și Dumnezeu punem la interioare geamurile, ușurile, încet, încet, spre final mai avem de făcut o cameră pentru centrală. Mobilier va trebui. Mobilier, sunt multe. Câte chilii o să fie? 5 chili pentru călugări și în masardă pentru pelerini. Câte locuri pentru pelerini? O să fie destul de multișoare acolo. Și sunt mai multe camere sau sunt toate la comun în masardă? Cam în masardă este una mare la comun și vreo două mai separate. Este singure. Cam când estimați că o să terminați? Sau în funcție de ce... Mai faceți jos de fonduri, mai... Exact. Asta e. Le-am terminat cât mai repede, dar... Din pedică, lucruri mărunte de astea. Cu ajutorul mai și domnul, eu să mai primesc și fonduri și să termine. Cum a zis și... Mila domnului. Părintele Pimen, zice, când am început aici, am început cu 5.000 de euro sau de dolari datorie. Astea a fost fondurile care le-am avut. Da. Și cu ajutorul mai și domnului au venit încet, încet. Exact. Dacă vrea cineva să doneze sau să ajute la construcție, cum poate să procedeze, părinte? Noi avem, pot să trimite pomelnici, din SMS-uri și avem și un
cont. Aveți un cont, nu? Da. O să-l pune un aici pe YouTube în descriere contul. Cine vrea să contribuie să ajute la construirea chiliei. Da, o să prezentăm și chilia, sorry. Da, 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 o să prezentăm și chilia, sigur. Băieții cu microbus sunt în spate sau în față? Spate. În spate. Astea sunt drumurile din Atos, sunt foarte puține drumuri asfaltate, majoritatea sunt drumuri de munte. Sunt pelerini care merg cu rucsacul în spate. Sunt alții care au ales calea mai rapidă ca și noi cu microbusul ca să putem să vizităm cât mai multe locații. Aici schitul Mănăstirii Xenofont. Deci aparține tot de schit Mănăstirii Xenofont. Ce norat era dimineața, însă că plouă și uite cum a ieșit soarele. Chiar a burat un pic. Da, da. Am simțit și bădea vântul tare pe mare când am venit. De mănăstirea Sfântul Pantelimon. E o mănăstire rusească, e singura, nu, Radu? Singura mănăstire rusească din cele 20 de aici. Cum vă mai spuneam și în dățile trecute, sunt 17 mănăstiri grecești, una rusească, una bulgărească și una sârbească. Și această mănăstire, cu câțiva ani, știu că eram aici, trebuia să vină Putin pentru că au sărbătorit 1000 de ani de viață monahală la această mănăstire. Cred că e și cea mai mare ca și capacitate, nu, și ca dimensiuni. Am zis că are vreo 1000 de chilii sau ceva de genul ăsta. Foarte, foarte mare. În dreapta e portul mănăstirii. Și băieții noștri care ne așteaptă și care au vizitat deja. Stau frumos toți acolo, aliniați. Nu mai mergem dacă închis tot, nu mai mergem. Da. Frumos balconul ăla, ajungeți pe balcon, știți. Da, știm, haideți atunci. Da. Mergem mai departe. Nu, ai intru în curte aici să fac un cadru. A luat-o părintele pe alt drum, ai ocolit de aia. Nu și-a dat seama. Din cauza asta am întârziat. Da, da, a luat-o pe un drum mai ocolit. Aici a fost Putin acum 5 ani când am fost noi, că a sărbătorit 1000 de ani de viață monahală. Și a venit, au trimis rușii foarte mulți bani, singura lor mănăstire de aici, de pe muntele Atos. Da. Păi sunt bani mulți. Intrăm un pic în curtea mănăstirii ca să vă arăt și
Mănăstirea Sfântul Pantelimon și o să ne continuăm periplul prin Sfântul Munte. Fotografia asta este mărită după o fotografie originală. Vedeți în stânga acolo o femeie care arată ca o călugăriță. Este Maica Domnului, a fost un hram al mănăstirii. Aveți și data aici, 21.8.1903. Și a fost hramul mănăstirii și au chemat călugării un fotograf și în momentul când au developat poza, pe poza developată apare în stânga Maica Domnului. Asta e mănăstirea Sfântul Pantelimon. Și mergem mai departe la următoarea mănăstire. Tot este foarte îngrijit, foarte curat. O grămadă de plante. Destinația este mănăstirea Batopeni, ne apropiem de mănăstire. E o mănăstire cu fonduri destul de serioase. Uitați-vă și drumul pe care mergem și totul este bine pus la punct, bine îngrijit, ziduri de piatră, măslinii, o grădină mare de măslini și văd că sunt destul de bătrâni ăștia, cred că au... Până și coronamentul e aranjat să fie ușor de cules măslinii. Deci sunt toi sau... Scamunicați că ele scă... Ce pom uliță asta mai... Coronamentul se aranjează anumit așa ca să fie exact ca un păr. Ca un păr ca să poată coace bine și... Drumul este destul de strâmt aici și... Intrare. Sunt tot timpul... Ziduri de piatră, s-a lucrat serios aici. Albanezii am văzut, părinte, că sunt foarte buni în piatră, da, adică majoritatea... Așa se spune că vorbesc cu piatra. Știu foarte bine să ciocnească, să le lovească, să le... E tradiție. Deci să ne căutăm testele, au ajuns și colegii noștri. Da, puneți-le și voi și mai chiar. Să vă luați testele alea care le-ați făcut în... Diamonitir și diamonitir. Diamonitir, buletin, ca să le aveți toate. Puneți la oameni, părinți. Test, diamonitir, buletin, ca să arătați. Le avem toate, toate, da? Le avem. Are și cu alte mașini, Pavel, am văzut că... Da, da, da. Aici era și osoarul la Radu, nu? Da, aici e osoarul ăla. Să mergem la osoar. Aici la Marian. Să mergem la osoar, că e foarte interesant. Și o să explic eu cum...
Da, mergem la osoar primată. Păi mai bine la mănăstire, nu osoar. Hai să ne cu Kirios. Primată la vidul care am ce icoană e asta? Împușcat, acum a tras turcul ăla, vezi, se vede mâna împușcată. Și după ce am pușcat icoana, a nebunit, a căzut jos așa, a făcut spasme și s-a dus și s-a spânzurat aici de un copac. Și Pașa era chiar nepotul Pașii turcilor. Și când a auzit Pașa, zice, lăsați-l dezgropat, nici nu-l îngropați, ca să se învețe minte și cei care au mai îndrăznit să se ia de cele sfinte. El fiind musulman, deci ca ce conștiință avea Pașa musulman. Și era și nepotul lui. Deci chiar și ei s-au supărat. Ia dați-vă un moment. Hai băi, te faci toți. Gata, e identificat? Un copac cu pomelo. E frumoase sunt. Curtea mănăstirii Batoped. Se reconstruiește totul și s-a făcut un acoperiș ca să se poate lucra la acoperișul mănăstirii, ca să nu plouă atât timp cât se dezgolește acoperișul. Mergem să vizităm și osoarul mănăstirii Batoped. După cum știți, aici e un loc foarte stâncos pe muntele Athos și sunt locuri foarte, foarte limitate pentru cei care trec în neființă. Și după 7 ani, cred, n-aș vrea să dezinformez, se dezgroapă, se spală oasele și se așează osemintele într-un osoar. Asta ar fi unul din motive. Alt motiv este ca cei care sunt în viață și văd osoarul să înțeleagă cam ce este omul sau cam ce ducem după noi după ce adormim sau cât e de importantă lumea materială. Să vedem dacă e deschis, sper să fie deschis. Da, este deschis. O să intru ca să vedeți și voi cam cât contează bunurile agonisite. Cam așa suntem. Asta este o parte din osoarul mănăstirii, că este mult mai mare. Mănăstirea Batoped e una din cele mai mari mănăstiri din muntele Athos. Și sunt mai multe încăperi cu oseminte. Și aici la fel. Alte încăpere.
cimitirul Mănăstirii Vatopecii, capela. O să mergem mai departe, ne îndreptăm spre capitala Atosului, spre Careia, și probabil că o să vizităm chilia Sfântului Paisia Ghioritu și încă două, trei mănăstiri care sunt în jurul capitalei Careia, după care vom merge la Părintele Pimen, la Schitul Lacu, unde o să și noptăm, iar dimineața, probabil la un 6-7, încercăm escaladarea pe vârful Aton. Am venit în Careia, ne oprim la masă pentru că este prânzul. Mai sunt persoane, după cum vedeți în față aici, la care așteaptă prânzul. Poftiți, părinte! Ce mâncăm? Hai, luăm! Mâncăm și după aia mergem la Panaguda, la chilia Sfântului Paisie. A venit salata grecească cu brânză feta. Cine vrea să se dezinfecteze? E fasolea. O să mâncăm fasole de Munte Atos aici. Totdeauna e foarte bună. Asta e mâncarea de bază aici. O să mergem la Panaguda și după care o să mergem spre Schidul Românesc Lacu, la Părintele Pimen, unde o să fim găzduiți acolo, și mâine dimineață o să rugăm pe Aton. Vă doresc o zi minunată tuturor!